Inflația, sigur, este ținută sub control, spunea și domnul Vasilescu, am scăpat de această problemă a inflației. Eu spun că nu am scăpat de această problemă a inflației. Fiindcă la noi inflația, sigur, este ținută sub control, va fi 3,6-3,7 la sfârșitul anului, perfect, ne încadrăm în limite, dar riscuri și presiuni inflaționiste există. Din punctul meu de vedere, inflația în România este de tip structural. Fără continuarea reformelor structurale, inflația în momentul revenirii economice va avea o tendință crescătoare. De aceea, accelerarea reformelor poate să conducă la o diminuare graduală a ratei inflației. Presiuni inflaționiste sunt și pe plan extern. Vedem prețul la materiile prime, în special la petrol. Cererea puternică din partea Chinei, Indiei, a țărilor BRIC, cum spuneați dumneavoastră, este foarte puternică. Prețul petrolului probabil va avea o tendință crescătoare în perioada trimestrelor următoare. România se va confrunta cu această presiune pe inflație din cauza prețului la materiile prime. Și este nu numai acest lucru. Prețurile la produsele alimentare au o tendință crescătoare, este un potențial risc. De aceea, a privi inflația cu multă atenție, cu grijă, în așa fel încât ea să aibă tendința descrescătoare din ultimii 2 ani, este un lucru foarte, foarte important, atât pentru Banca Centrală, dar cât și pentru Guvern. Nu, inflația nu este a băncii centrale, ea BNR-ului, nu mă interesează. Politicile guvernamentale influențează modul în care inflația evoluează. De aceea am spus că inflația este de tip structural mai mult în România. Dacă nu facem și accelerăm reformele structurale, aceste nereformări secvențiale vor crea presiuni pe rata inflației în anii care urmează. De aceea, sigur, contul curent, spunea domnul Libocore, 4:4, foarte bine, frumos, am scăzut de la 12% la 4%. De ce? Corecția aceasta teribilă s-a produs din cauza unei contracții imense, o cădere a importurilor foarte mare. Ceea ce, sigur, poate să spună, domnule, nu mai avem un risc din punct de vedere al contului curent, dar dacă vom continua să avem același tip de model de creștere economică, pe consum, consum finanțat din extern, acest cont curent va crește la fel și vom avea un risc peste câțiva ani de zile la fel de mare cum l-am avut în 2007-2008. Poate chiar mai mare. De aceea mesajul meu este de regândire, dacă vreți, a tipului de model care să nu ducă neapărat la un consum finanțat extern. De aceea mesajul meu către mediul de afaceri intern este adaptați cererea internă cu produse care se pot fabrica în România. Până nu vom rezolva această, dacă vreți, problemă majoră, acest imbalans enorm al economiei românești, vom avea și ne vom confrunta cu riscuri și cu potențiale șocuri externe care să vină în perioada anilor următoare.